Festivalul Roman Apulum a ajuns la Alba Iulia, la 6-a ediție. Normal, un festival roman într-un oraș întemeiat de romani. Temeia de legiunea 13-a Gemina, alături de trupa din Alba Iulia, de Garda Apulu, mai sunt prezentă trupe din țară, Țărea Dacică Etena din Cluj, mai sunt veniți din Iași, Getodacii din Moldova, din zona Piteștiului. Atâta nove! Dar cel mai multe trupe sunt venite din afară. În premieră este venită o trupă din Lugo, din Spania, sunt venite trupe din Italia, din Bulgaria, din Cehia, din Ucraina, din Germania, aveam reprezentații. Este un festival internațional, cel mai mare festival de acest gen, de reconstituire istorică antică din România și din partea asta de Europa. Dacia liberă! Turiștii la Alba Iulia pot să participe la o călătorie în timp prin istoria antică a României, istoria antică a orașului Alba Iulia. Avem foarte multe ateliere, noi acum ne găsim chiar în zona de ateliere, dar avem și foarte multe spectacole de scenă, demonstrații militare și ceea ce întregește publicul, bătălii. O să punem în scenă. Primele bătălii dintre dași romani, cu puterile lui Domitian, cu puterile lui Traian, nu întâmplător, pentru că festivalul se cheamă Festivalul Roman Apulum Începuturi, ne ducem și ne legăm de începutul poporului român. Suntem în anul centenar. Încă o dată, cum era foarte somn. Ia, vină încoace, hai să ne îmbrăcăm în soldat, să facem poze. Trebuie să stai liber acolo în colț. Piașe, vrei? Tamaniu, ai tamaniu, tu sunt și goale. Ba nu, da? Nu, nu. Tu știi ce e mașină, te duci și aduci? Diferențe... Trădeai în fără. Tu că fii vină trebuie la alea. Pera, 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 Mama! Ia o bucățică cam așa de lung. Facem deodată. Dacă vrei să faci tu vasă, ești atent acum. Atât? Puțin mai mult. Un pic? Fii atent acolo. Hai, gata, binuța. Fii bun. Acum o pui pe planșetă. Și o aplatizez. Cam așa. Acum.
Și faci un șerpișor. Și ce video? Era o frică de data. Unele erau și mai mari. Dar nu am plăcut. Am alte proiecte. Allora, una legione faceva 30-35 km al giorno, come ci hai visto prima, con una sarcina che sarebbe... I don't speak English since 3 years. Sunt centurionul Caius Cassius Proculeianus al legiunii 13-a Gemina de la Apulum. Rolul meu este să îmi conduc soldații pentru activitățile pe care le avem în timpul festivalului, respectiv demonstrații și lupte. Mă ocup și de interacțiunea cu celelalte grupuri invitate de prin toată Europa și o să vedeți demonstrații ale trupelor invitate, o să vedeți lupte la care participă toată lumea, parade la care participă toată lumea și aici, în zona asta a campului, a taberei, puteți să vedeți diferite tipuri de ateliere, antrenamente, să probați echipamente și așa mai departe. Bineînțeles, toți cei care sunt aici răspund întrebărilor celor care au să pună astfel de întrebări. Digno secute, ascutum torna! Move! Păi, ca să vă faceți o idee, am 33 de kilograme în plus în momentul ăsta, e foarte cald, pe de o parte e greu, pe de o altă parte e bine că mai slăbesc și eu. Este dificil, mai ales în vremea asta de căldură și este impresionant cum rezistau oamenii acum 2000 de ani la condiții din astea așa de grele, când noi ne obișnuim cu atâta confort în zilele noastre. E nevoie de mult studiu? Păi da, pentru că sunt oameni care au întrebări mai mult decât pertinente și dacă nu știm să răspundem, suntem abia niște oameni îmbrăcați într-un costum, nu suntem rine pentru adevărat. Trebuie să știm să răspundem și întrebările care le sunt. Thank you.
echipamentul este unul specific pentru un centurion roman, coif obișnuit de soldat dotat cu creastă care este indicativul de grad, împreună cu bățul ăsta care este și instrument de pedeapsă în același timp. Cămașa mea de zale este armura pe care o port, sunt diferite tipuri de armură din epoca romană, asta este pentru ofițeri și ce se vede pe piept, pe harnașamentul ăsta, sunt falere sau decorații, se poartă de către ofițeri în numele întregii unități militare. O centură militară este ceea ce îl determina sau îl definea pe soldat ca militar, pentru că numai soldații purtau centuri de genul ăsta. Arma clasică a unui soldat roman, un gladius de tip Pompei, adică un gladius folosit în secolele 1-2 după Hristos, în momentul în care au venit și romanii în Dacia. Tunica de rigoare care se purta de către toată lumea în epoca romană, niște protecții pentru gambe și în picioare am calcei, așa se numesc încălțăminte. 33 de kilograme are echipamentul meu, sunt diferite în funcție de persoana care le poartă. 27 până la 33 ale noastre. Foarte mult ce am văzut, pentru că nu se vede chiar întotdeauna. Știu că am mai fost la evenimente de-astea, dar aici a fost cu cei mai mulți soldați și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut pentru că am văzut un joc cu romani. Ce mai mult mi-a plăcut că am văzut cum se sculptează, cum se... nu știu ce să mă... Ți-ar place să fii soldat? Da, de chiar ce? Asta îmi doresc, pentru e pasiunea mea și asta pot să zic că mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Dar aici sunt sigur că o să mai fie evenimente de-astea și... Ai vrea să fii soldat roman? Da, mi-ar fi plăcut să trăiesc pe vremuri. Chiar îmi place cât de mult construiau și ei n-aveau nimic, pur și simplu ei n-aveau cioc, cum să zic eu, toate mașinăriile astea care le avem acum și totuși au făcut lucruri mărețe. Cum te cheamă și de unde ești? Sunt Stamate Tiberiu, sunt din Ploiești. Și ai venit special pentru festival? Da, tata mi-a făcut o surpriză. Foarte frumoasă, chiar îmi place. Dar ce ai în mână? Sabie. Și acolo, în cealaltă? Da, sunt în sabie. Și le scut? Scut. Scut. Scut în sabie. Și ce faci cu sabia? Atac. Și mai devreme te-ai luptat? Cu cine te-ai luptat? Ai câștigat? Da. Și cum ai făcut după ce ai câștigat? Așa. Eu m-am uitat. Așa. Să-mi spui cine ești tu și cum ești costumat. Numele meu este Severus și sunt îmbrăcat într-o tunică roșie, un cingulum, un gladius, un pugio și un inel și o manică. Dar ce trebuie să faci tu? Să urmez legiunea și să-i ajut. Cum îi ajuți? Prin lupte și prin lupte unul la unul. Cât de dificil este pentru tine să fii reenactor la o vârstă așa fragedă? Nu este deloc greu. Trebuie doar să ai pasiune. Ce știi tu despre perioada din care tu ești îmbrăcat? Au fost două războaie mari. În 101-102, primul război dintre daci romani și 105-106, celălalt război.
Noi acum facem reenactmentul la începuturi, adică primele bătălii dintre romani și daci. Și de ce ai ales să fii reenactor? Păi mi-a făcut un prieten aici la Legiunea 13 a Gemina și mi-a spus că dacă aș dori să fiu reenactor. Și am spus da. Îți place? Da, foarte mult. Și cum te numești? Piața Reală? Marian Vlad. Impresia dumneavoastră, ce v-a plăcut, ce v-a impresionat? În general, toată partea asta de costumație, personajele îmbrăcate, diverse echipamente pe care le-au și inclusiv partea aceasta cu meșteșugarii, care învață copiii sau le oferă copiilor, să zicem, posibilitatea de a lucra manual cu diverse obiecte. De asemenea, am observat câteva jocuri interesante și totodată armele, pe lângă costumația pe care o au, armele foarte, foarte interesante. Nu mă așteptam să fie așa de bogat, adică să fie așa de multe. Întâmplător am nimerit la festivalul respectiv. Ne bucurăm că am trecut prin zonă. E ca o călătorie în timp? Da, am putea spune că da, deși unele dintre elemente par strălucitoare și s-ar putea să, fie, să nu fi fost la vremea respectivă chiar în halul ăsta de strălucitoare. Cum e? E greu? Destul de greu, da, nu știu. Cum te simți în echipamentul acesta? Destul de protejat. Dar nu știu cum se descurcau soldați pe vremea, că sunt destul de grele. Nici ei nu știu cum fac asta toată ziua. Pe căldură. Da. Thank you.